Luiza și bine v-am regăsit de pe drumul spre Plovdiv, Bulgaria. Noi am părăsit azi dimineață Tesalonicul și iată-ne ajunși, am trecut de granițe, totul a fost super ok, am trecut foarte repede de toate granițele, aproape că nu ni s-au cerut nici pașapoarte, nici nimic. Chiar râdeam mai devreme, domnul din graniță a luat pașapoartele, nici nu le-a deschis și ni le-a dat înapoi și a zis treceți, treceți. Atât la greci cât și la bulgari, deci. Da, pe intrare erau cozi destul de mari, pe intrarea Bulgaria-Grecia. Probabil se verificau formularele și testele COVID. Iar noi, după cum vă spuneam, ne îndreptăm spre Plovdiv. Plovdiv este al doilea oraș al Bulgariei, pe malurile râului Marița, în regiunea istorică Tracia. Din ce am citit despre Plovdiv, are o populație de 340.000 de locuitori, cu zona metropolitană poate ajunge până la 600.000. Plovdiv a fost declarat în 2019 capitală europeană a culturii. Plovdiv este un oraș grecesc, puteți să credeți sau nu, se numea Filipopolis, după regele Filip al II-lea al Macedoniei. Cam așa este peisajul înspre Plovdiv. După cum vă spuneam, Plovdiv este așezat pe malul râului Marița. Și un alt lucru interesant despre Plovdiv este așezat pe 7 coline, nu foarte înalte, doar de 250 de metri, dar bineînțeles că bulgarii se mândresc cu această asociere cu Roma, Plovdivul, Roma Bulgariei, să-i spunem. Deci Plovdivul mai este cunoscut în Bulgaria ca The City of the Seven Hills, orașul celor 7 coline. Bineînțeles că orașul este o așezare tracă, a fost condus pe rând de perși, macedonieni, romani, bizantini și alte triburi slave din zonă, dar mai ales de otomani. O să vă spun mai multe despre Plovdiv în momentul în care ajungem acolo. Acum vreau doar să vă arăt un pic peisajul și să vă las niște impresii despre trecerea graniței dinspre Grecia înspre Bulgaria. Uitați, Sofia 163. Vă las să ascultați niște muzică bulgărească, sper să se audă. Ne auzim cu noi relatări din Plovdiv, să vedem orașul cel mai frumos al Bulgariei, din ce am înțeles.